Aproape 40 de oameni au fost evacuați din calea apelor în județul Bistrița-Năsăud, iar 6 familii din Mureș s-au autoevacuat la rude, în urma ploilor din noaptea de miercuri spre joi. Au fost inundate peste 100 de case, aproape 400 de curți și peste 50 de beciuri, iar un cod roșu hidrologic a fost valabil pentru râurile din bazinele hidrografice Someșul Mare și Eu, Iza, Vișeu din județele Maramureș și Bistrița-Năsăud. Pe timpul acțiunilor de intervenție în localitatea bistrițeană Domnești s-a intervenit pentru salvarea a 4 persoane care nu mai puteau ieși din locuință, din cauza apei care depășea 1,5 metri. Hidrologii au avertizat că se vor înregistra scurgeri importante pe versanți, torenți, pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu efecte severe de inundații locale și creșteri rapide de debite și niveluri cu depășire ale cotelor de pericol. Fenomenele hidrologice periculoase se pot produce cu probabilitate și intensitate mai mare pe unele râuri mici din bazinele hidrografice Someșul Mare și Șieu. Meteorologii nu au nici pentru zilele următoare vești bune. Au prelungit până duminică la ora 10 informarea de furtuni care vizează toată țara. Totodată, până vineri dimineață, este valabil codul galben de instabilitate atmosferică accentuată în 12 județe din sud-vest. În aceste zone, cantitățile de apă pot ajunge și la 40-50 de litri pe metru pătrat.